Speaker, Mr. Țurcanu. Doamnă președintă, stimați colegi, doresc să vă atrag atenția asupra abuzurilor autorităților pentru protecția copilului din unele state europene, abuzuri cărora le-au căzut victime recent mai multe familii de români. Așa a fost cazul Bodnariu, în Norvegia, când 5 copii au fost despărțiți de familie. La capătul a 7 luni dramatice, după proteste în 21 de țări, familia Bodnariu se va reîntregi. Din păcate, familia Barbu trăiește acum o dramă similară în Marea Britanie. Florin Barbu a făcut peste 2 săptămâni greva foamei în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Fac apel la autoritățile britanice să respecte drepturile celor 2 copii, cetățeni români, și solicit autorităților europene să acționeze pentru prevenirea acestor traume familiale. Este datoria noastră să asigurăm echilibru între cele 2 principii fundamentale. Interesul superior al copilului, prevăzut în recomandarea 874 din 1979, și necesitatea de a menține familiile unite, conform articolului 9 din Convenția privind drepturile copilului. Vă mulțumesc! Thank you very much.